Mai țineți minte când am făcut acel resurs pe cu Max Infinite? Da, și eu. Așa că astăzi m-am gândit ce ar fi dacă aș face un resource pack aproape complet. Da, o să fie foarte amuzant. Așa că apăsați și voi pe butonul de like și hai să-i dăm drumul. Pentru început am zis să încep cu diamond blocul. Mie nu mi s-a părut așa de strălucitor, așa că am adăugat un soare. Acum acesta strălucește foarte mult. Totuși mi se pare că duce lipsă de ceva, așa că am zis că nu strică să-i fac și o fățucă. Și asta este blocul meu de diamant. Ei bine, eu fiind un gamer adevărat, nu știu cum arată iarba. Așa că după o mică căutare pe Google, aparent e verde. Așa că doar o să pun un controller peste textura de la iarbă. Ca soare o să pun fața lui Rafa, efectiv acum o să putem să ne închinăm la un zeu adevărat. Așa la troll, în loc de textura de cable, o să pun textura de diamant. Pentru că eu unul îl urmăresc foarte mult pe Dorian Pompa. Noată cheluțu! În loc de iarbă, o să-l pun pe cheluțu. Și interesant e să-l vezi pe cheluțu peste tot. Nici măcar nu știu cum să descriu asta. A, și dacă vă întrebați, momentan arată cam așa. Efectiv e genial. Bedrock-ul niciodată nu mi s-a părut să aibă un pat sau roc. Așa că am făcut eu asta. Stați puțin să-l pun pe deroc în pat. Bun, perfect. Netherite-ul mereu mi s-a părut că seamănă cu un rulou, așa că am făcut asta. E genial, nu? Ei bine, lava doar o să o fac fasole. În locul totem of undying-ului o să fac să fie un reverse card. Și dacă vă întrebați dacă merge, să știți că da, merge. E bine, stone-ul cred că o să-l fac în paint. Altă mărime n-are? Vrei să-mi spui mie? Așa o să-l fac, gata. Deci după ce am reușit să-l umplu pe tot cu o culoare, acum efectiv o să-i dau eu o textură de stone. Sigur nu așa. Are și ceva umbre, ceva mai colorat pe aici, ceva mai alb am văzut. În concluzie, asta este unul meu, făcut în paint. Nisipul mereu mi s-a părut că seamănă cu muștarul. Nu pot să cred că chiar am stat să-l pun pe X-Lader în loc de lună. Uite-mi pe mine aici. Dacă vă uitați acolo, e Rafaela, pune X-Lader răsare, mamă ce lună frumoasă. Deci, haideți să vedem ce se află aici. Aparent ăștia sunt noi noștri nori. Vă prezint Shaorma Cloud. Voi doar uitați-vă cât de mare, tocmai o să se bage Rafael la mâncat de shaorma. Voi vedeți că se ascunde ceva în spatele la scară? Haideți să vedem ce. Opa, scrie să dați subscribe. Oricum, o să fac să pară desenată de un copil de 7 ani, efectiv o să fac și așa înduită. Și cam asta este scara mea. Ia uitați, mă băieți, cine se ascunde după frunze? Oh my god, mă băieți, am găsit dirt în prima mea zi. Nu pot să cred așa ceva. Deci dacă nu v-ați prins mai nou, dirtul e noile diamante. Mă, uitați-vă puțin cum arată. La Netherrack pur și simplu o să-i pun o fățucă UVU. Nu mă, uitați-vă ce bine arată. Se pare că X-Lader răsare. Ploaia tocmai începe. De ce plouă cu cărți din Clash Royale? X-Lader, cum i-ai făcut așa ceva? Doar o zi normală din Minecraft unde fac baie în fasolea caldă. Se pare că astăzi o să bat Ender Dragon-ul. De ce peste tot sunt struguri? A, și voi observați că Endul e un cub. Pentru că Obsidian-ul este tare, Dorian Popa mai este tare. Gata, tati, hai mai la apă mare. Așa că o să-i pun și eu o căscuță de Diamond. Și parcă îi lipsesc mușchii, nu? Așa că nu-i problemă, Jonuțule, adăugăm noi mușchiuleți aici. Uitați aici ce mușchiuleți facem noi lui Dorian. Gata, acum avem un Obsidian care e foarte puternic. E bine, pentru Nether Brick-uri pur și simplu o să pun logo-ul de la YouTube și o să fac ca totul din spate să fie o culoare. Perfect! Am găsit textura asta pe net, dar știți cum se zice, ce altul e și al meu. Wow, pur și simplu o să o fac verde. Acum pur și simplu o să vreau să-i fac o față de creeper. Ok, dacă întreabă cineva, asta e o față de creeper, da? Nu, băieți, cred că a venit momentul să vedem cum arată și Nether-ul. Arată perfect! M-am coșmarul văd așa ceva. Dați-vă cum arată fortăreața, like, dude, asta chiar arată bine, nu poți să zici că nu. Deși sunt câteva glitch-uri acolo. Și dacă vă interesează, endul momentan arată cam așa. Like, bro, chiar arată bine, îmi place cum iese. Deci trebuie să vă arăt ce am făcut, ia fiți atenți ce se întâmplă când atac un Iron Golem. Hăți! Dar fiți atenți ce se întâmplă când mă atacă el pe mine. Hăți, da, asta se întâmplă. Având în vedere că acesta este Blackstone, cred că pur și simplu o să-l fac black și o să-i pun o piatră peste el. La Soul Sand, cred că prima dată o să-i pun o cană cu niște ochelari și poate o guriță? Dar nu știu voi ce ziceți. Chiar vreau să lăsați în comentarii ideile voastre. Nu, no, băieți, dar trebuie neapărat să vă arăt asta. Deci, eu acum merg pe
un Steve. Da, ăsta e noul porc de pe Minecraft. Vă place, nu vă place? Hai că dacă închizi un ochi și închizi pe celălalt, totul arată foarte bine. Da, focul mai nou e făcut din apă. Apa a fost o încercare de lavă. Iar pentru că pe mine mă cheamă Cristi, mă, și presupun că știți salamul Cristi, de ce arată așa de ciudat? Nouă, băieți, oricum cam așa arată la final, știu, poate nu e mult. Singura chestie e că durează foarte mult să faci așa ceva de unul singur, dar măcar eu unul m-am distrat, sincer, mi se pare amuzant. Așa că, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!